trebuie să facem cu adevărat o administrație publică în București, pentru că administrația de acum este o rușine. Trebuie să simplificăm administrația, adică primăria să aibă grijă să îndeplinească ea oficiul de intermediar, ca să nu punem oamenii pe drumuri. Dacă un om are de obținut o autorizație, un certificat de la primărie, să știe de la început cu ce acte vine și primăria să garanteze că ăsta este singurul drum pe care are să-l facă. La fel în momentul în care are de plătit o taxă, cât mai mult să plătească o singură taxă și numai pe internet. Și la fel să punem tot ce înseamnă informație despre București, ce înseamnă rețele, ce înseamnă parcări, ce înseamnă proprietate, ce înseamnă spații verzi, toate astea într-un sistem informatic integrat. Bucureștiul trebuie să devină și poate să devină în următorii 10 ani, poate să devină cel mai important centru academic al regiunii, cel mai important centru de IT și industrie creative din regiune.